Bună seara și bine v-am găsit, dragi români de pretutindeni, oriunde v-ați afla. Numele meu este Alexandra Moldovan, iar în această seară vă vom prezenta în exclusivitate episodul numărul 3 al emisiunii Viața Românilor din Diaspora, cu diferite interviuri care au legătură cu virusul COVID-19, cel care a făcut și încă face ravagii fără precedent în întreaga lume. Așa cum vă spuneam și în emisiunile anterioare, presa din ziua de astăzi nu mai este ceea ce era odată și prioritatea televiziunilor și a ziarelor nu este decât audiența și reprezentarea unor interese politice și economice. Noi ne propunem să vă arătăm obiectiv părerile sincere ale interlocutorilor noștri. Prin intermediul acestei televiziuni online dorim să vă prezentăm doar realități din diaspora, cu diferite subiecte, cazuri, teme de discuții, întâmplări, interviuri cu și despre viața concetățenilor noștri care locuiesc și muncesc pentru un viitor mai bun în diferite țări din diaspora și sperăm că împreună cu dumneavoastră să putem dezvolta acest proiect și să-l facem cât mai cunoscut în comunitățile de români și moldoveni din întreaga lume. Tema de actualitate pe care o vom dezbate atât în acest episod cât și episoadele viitoare ale emisiunii Viața Românilor din Diaspora este coronavirus, după care vor urma și alte subiecte foarte interesante de interes comun care au legătură directă cu comunitățile de români și moldoveni din întreaga lume. În acest al treilea episod pe care vi-l prezentăm în premieră, în această seară, veți putea viziona câteva interviuri despre această pandemie cu români și moldoveni din diferite țări din diaspora, precum Anglia, Spania, Italia, Franța, Statele Unite ale Americii, Austria, Olanda, Irlanda, Germania și alte țări unde există comunități numeroase de concetățeni de ai noștri. Prin intermediul acestor discuții vom afla împreună care este părerea reală a interlocutorilor noștri despre reacțiile pe care autoritățile le-au impus în orașele și țările în care aceștia locuiesc pentru a împiedica răspândirea acestui virus COVID-19, dacă acestea au fost luate în întârziere și dacă sunt de acord cu ele, fiecare persoană având posibilitatea să se expună punctul de vedere. În primul episod v-am prezentat tot pe tema COVID-19 alte interviuri prin care concetățenii noștri și-au exprimat liber părerea în ceea ce privește apariția, evoluția și răspândirea acestui virus la nivel global și așa cum ați putut vedea, părerile au fost împărțite. Fiecare a avut propriul său punct de vedere. De asemenea, în episodul numărul 2 ați putut vedea tot în contextul COVID-19 modul în care acest virus i-a afectat sau îi afectează pe români și moldoveni din punct de vedere financiar, profesional, familiar și social, în condițiile în care suntem încă în plină criză economică și sanitară care va afecta nu doar România, ci toate țările, inclusiv marile puteri, iar lumea se află deja în pragul unui colaps economic fără precedent. În următoarele zile, în episodul numărul 4, veți avea ocazia să urmăriți și alte interviuri în care diferiți români și moldoveni din diaspora ne vor povesti care este situația actuală în țările și orașele în care aceștia sunt rezidenți, din punct de vedere al măsurilor pe care guvernele acestor țări le-au luat sau le vor lua pentru a ajuta cetățenii și firmele cărora li s-au blocat activitatea în toată această perioadă. De asemenea, în episodul numărul 5, care va urma, vă vom prezenta alte interviuri care au legătură cu reacțiile românilor și a moldovenilor din diaspora. În această perioadă, dacă marea majoritate doresc să rămână în țările unde sunt rezidenți sau dacă vor să întoarcă în România, în contextul în care, după cum bine știți, în anumite țări din Europa au fost deja câteva valuri de plecări masive înspre țara noastră și blocajele la punctele de frontieră. Dacă locuiți în diaspora și doriți să vă luăm interviul despre acest subiect extrem de important, COVID-19, sau despre alte subiecte care vă interesează sau pe care le vom prezenta în curând la Diaspora Online TV, ne puteți contacta zilnic pe pagina noastră de Facebook sau pe WhatsApp la numărul afișat pe ecran. De asemenea, dacă locuiți în diaspora și doriți să ne contactați pentru un caz sau o întâmplare din viața dumneavoastră pe care doriți să o faceți publică și să o împărtășiți românilor și moldovenilor de pretutindeni, nu trebuie decât să ne contactați și vom analiza împreună cazul dumneavoastră.
Părerea dumneavoastră pentru noi contează, indiferent de statutul dumneavoastră social, de vârstă, de meserie, de studii și indiferent de țara sau orașul în care locuiți. Iar acesta este și motivul principal pentru care acest proiect a fost conceput și sperăm ca împreună cu dumneavoastră să-l putem dezvolta în viitor cât mai mult. Ne dorim ca prin intermediul emisiunilor noastre, întreaga comunitate de români și moldoveni din diaspora să interacționeze, să socializeze pe mai multe teme de interes comun, astfel încât să putem forma și dezvolta în timp o diasporă mai unită, mai puternică și mai bine informată din toate punctele de vedere. În continuare, vă vom prezenta câteva interviuri pe care colegul nostru Claudiu le-a luat diferitor români și moldoveni care locuiesc în diaspora, urmând ca în episoadele viitoare să urmeze și alte interviuri pe aceeași temă, coronavirus. Ca să răspund pe scurt, sunt român. Ca și naționalitate, sunt bărbat ca și ocupație și vreme de 12 ani, ca să răspund ultima cu meseria, am fost avocat. După care am renunțat și m-am dedicat împuternicirii bărbaților, așa cum femeia de lângă mine, mama copiilor mei, soția mea, Oxana, s-a dedicat educației feminității în România. Acolo unde am fost rezident de-a lungul vremii, cum a fost la Londra, cu studiile, am trăit în Canary Wharf pentru că am studiat investiții, am locuit în Milano și mi-a fost țara adoptivă Italia vreme de aproape 2 ani și acolo m-am investit timpul meu într-o bursă pe care a acordat-o studenților buni din vremea mea, Credito Bergamasco, era o bancă de investiții italiană. Din toate locurile și din toate întâlnirile cu oamenii de jur împrejurul pământului, mereu am rămas cu ceva. Dacă am plecat din țară, întotdeauna am întors la bază, sunt un cetățean global, sunt un cetățean universal, nu am granițe, nu țin de autoritate și o să vă explic de ce. De aceea am încercat acolo unde mă duc să câștig din experiența locală. Niciodată n-am fost rezidentul sau călătorul de serviciu cu harta în mână. Dacă am ajuns la Roma sau am ajuns la Sirmione sau la Bagnolo Mela sau la Godigarda sau am ajuns în partea cealaltă a lumii, în Rio de Janeiro sau în Buenos Aires, n-am luat harta ca să văd despre ce e vorba, pur și simplu m-am pierdut pe străzi. Știți cum e? Situația din alte regiuni nu mă interesează. Situația din alte regiuni decât cele din proximitatea mea, a oamenilor de acolo, repet, poate sună cinic, poate sună neuman, dar sună foarte supraviețuitor și sună într-un regim în care în această perioadă, da, ce este la depărtare de mine și ceea ce nu pot schimba sau influența, nu trebuie să mă intereseze. Nu trebuie să fac nici scenarii. Nu pot. Dacă am puterea să ajut la distanță de 3000 de kilometri de mine, da, să o fac, să iau un avion militar și să mă îmbarc și să am această putere să mă duc să duc ajutoare acelor oameni, să le ofer din prea plinul meu. Dar prea mulți oameni, prea săraci, într-o situație mult prea disperată, se gândesc la Londra și la Italia în secunda de față. Ar trebui să nu-i intereseze decât soarta lor și a celor apropiați lor, a familiei. E sfatul cel mai prietenesc, poate cel mai cinic, dar cel mai prietenesc pe care îl pot da. Prea ne interesa soarta lui Boris Johnson sau lui Trump. Sunt niște oameni pe care nu i-am văzut niciodată, sunt departe de noi și nu ne influențează nici cu un fir de păr viață. E un timp în care fiecare se descurcă în teritoriul lui ca un adevărat supraviețuitor. Eu cred în românii mei pentru că sunt un neam care supraviețuiește. Atunci când am plecat în străinătate fiind adolescent, mi s-a predat o lege neoficială. Cineva, un bătrân interlop care bătea Europa în stânga și în dreapta, eu eram student, ne-am cunoscut absolut întâmplător că așa e soarta. M-a luat așa de umeri și mi-a spus, băiete, în toată Europa asta, ca să știi și tu, etalonarea descurcărelii are un top 3, are un, nu știu, locul 1, locul 2, locul 3. Locul 1, să știi și tu, sunt albanezii, sunt cei mai cruzi ca nație, dar sunt cei mai descurcăreți. Locul 2 sunt ucraineni și locul 3 sunt români. Apropo de descurcăreală de viață, informație primită de la un interloc când aveam 24 sau 25 de ani, adică acum aproape 20 de ani. Nu cred că s-a schimbat ierarhia asta foarte mult. Dincolo de partea interlopă, care nu îmi sună de foarte tare, dincolo de infracționalitate care mă dezgustă absolut, mai ales a românilor mei în străinătate, ce vreau să spun este să extrag o informație bună din această poveste. Românii vor cădea în picioare mereu pentru că sunt un neam puternic oriunde i-ar așeza soarta. Într-o comparație absolut directă, voi face 42 de ani anul ăsta. Un italian, ca cei printre care am crescut acum 20 de ani, mulțumesc, pus în aceleași situații cu mine, peste viață, un spaniol, da?
cu aceleași studii, cu aceeași vârstă, cu aceeași înălțime și greutate ca a mea, va succomba primul, între mine și el, într-o situație socială sau de descurcăreală de viață cum e cea de acum, primul care va începe să plânge, să plângă sau să țipe sau să fugă, va fi spaniolul sau italianul, nu român. Eu cred în tăria românească, există. Eu îi spun supraviețuire sau status de supraviețuire românesc. Există din rădăcina noastră, de la, nu știu, de la Burevista încoace. Am făcut într-un fel, nu mă întrebați cum, și am moștenit pe temă genetică toate aceste informații. Românii vor cădea în picioare mereu, oriunde i-aș plasa în lume. Bună seara! Păi, numele meu este Primo Laurențiu. Așa cum mă știu toți cei ce urmăresc emisiunile mele pe YouTube și pe Facebook, în Austria, din câte știu eu, situația a fost asemănătoare cu cea din România. Adică au fost restricții de circulație, de ieși din casă, s-au închis toate firmele din domeniul turismului, restaurante, horeca, s-au închis firmele mici, dar, spre deosebire de noi, în Austria există un sistem de sănătate extraordinar de bine pus la punct, există ordine, disciplină și organizare, ceea ce la noi lipsește cu desăvârșire, pentru că s-a dovedit că cea mai mare pierdere pe care a avut-o acest popor român după anul 1989 a fost pierderea sistemului organizațional. Nu industria, nu oamenii, nu femeile frumoase, nu căile ferate, nu altceva, ci sistemul organizațional este cea mai mare pierdere. Nu mai există organizare, nu mai există disciplină în România. Și nu există de ce, pentru că este o trăsătură de caracter a poporului nostru. Această incapacitate organizatorică și această stare de indisciplină pe care o avem în sânge. Spre deosebire de austrieci, care au în sânge exact opusul. Au în sânge organizarea și disciplina. Iar asta se vede acum. Se vede la numărul de morți. Se vede la efecte și o să se vadă mai ales la ce va fi după. Păi bine, virusul ăsta, la felul cum a fost gândit acest virus, la felul, la cât de contagios, la gradul uriaș de contagiune pe care l-a avut, impunea astfel de măsuri. Impunea astfel de măsuri, de ce? Nu pentru că ar fi un virus periculos și vezi, Doamne, să nu ne îmbolnăvim, pentru că ne vom îmbolnăvi toți. Nu numai că ne vom îmbolnăvi toți de acest virus, dar ne vom îmbolnăvi de mai multe ori toți. Unii vor scăpa prima oară și vor muri a doua oară. Alții vor scăpa și prima și a doua și vor muri a treia. În funcție de cât de puternic este sistemul imunitar al fiecăruia. Dar el este în așa fel gândit și calculat, încât cei oamenii slabi, neproductivi, în timp să dispară, să fie eliminați, să moară, mai pe ce le-au spus. E, problema nu se punea că dacă este nevoie sau nu este nevoie de această izolare. Pentru că toată lumea este conștientă că ne vom îmbolnăvi tot. Această izolare era necesară din urmă. Să nu ne îmbolnăvim deodată foarte mulți, în așa fel încât să se producă haos și anarhie. Gândiți-vă ce ar fi însemnat ca într-o lună de zile 70% din populația unei țări să se viruseze cu acest virus. Ar fi însemnat haos, anarhie, ar fi însemnat pierderea controlului de către autorități, a ordinii publice. Aici era problema cea. Așa, prin aceste frâne, prin această oprire de a mai socializa, de a mai intra în contact cu oamenii, au reușit să pună un de frână la contagiune și, vedeți, în toate statele lumii se păstrează totuși, în ciuda, sigur că da, nemulțumirii populației, dar se păstrează controlul. Nu s-a dus, n-au degenerat lucrurile în anarhie și haos, în revoluții, în fel de fel de vandalisme și acte antisociale. Ăsta este scopul pentru care a fost pusă această frână. Sigur că da,
așa a fost gândit virusul să fie necesar de această fel. Ca să scadă Dow Jones la 18.000 astfel încât păpușarii să cumpere tot ceea ce ieșea la vânzare de către disperați și de către deținătorii mici de acțiuni panicați și le-au halit pe toate și iată, imediat Dow Jones e la loc la 27.000. Trebuia să se întâmple acest lucru ca să distrugă toate firmele mici, private, care nu erau deloc pe placul celor ce au creat principii din noi ordini mondiale, care spune că în viitoarea societate trebuie să avem doar corporații. Pentru că viitoarea societate trebuie să fie un socialist de tip corporatist. Fără privați din ăștia mititei care să... fără capitalist. Pentru că viitoarea societate trebuie să fie neomarxistă. Adică un socialism, la fel cum era pe vremea lui Ceaușescu, un socialism așa cum l-au creat și dezvoltat părinții și bunicii celor ce creează astăzi noua ordine mondială, dar, vă dați seama, greșeala a fost când lași socialismul pe mâna prostalăilor. Ei și-au dat seama că socialismul e bun, dar trebuie să fie controlat de ei. Nu de orice prostănac, de orice cizmar. Nu? Că ați văzut cizmarul. Când s-a văzut șef și când s-a văzut cu tot sistemul ok, n-a mai vrut să ia credite de la familie, n-a mai vrut să dea socoteală la americanoid și la neamțălău, n-a mai vrut să facă cum se dictează. Și atunci au dat seama, stai mă, că e bun socialismul. Dar trebuie să fie privat, trebuie să fie în mâinile noastre, nu ale cizmarului care se nimerește. Și atunci, iată, se instaurează o societate corporatistă. O să mergem ca pe vremea lui Ceaușescu toți la servici, la muncă, o să fim lepedii. Numai că nu o să mai fie corporație. Întreprinderea a nimănui, a statului, adică a lui Ceaușescu, pentru că el decidea totul, ci o să fie a cuiva despre care nici nu știm cine este. Și numai că vin deciziile pe cale ierarhică și ajung la noi, dar habar n-avem de unde vin. Dacă vin de la Casa de Rothschild sau de Rockefeller. Habar n-avem. Înainte știam că vin de la Ceaușescu sau de la Nicolae sau de la Elena. După aceea, uitați-vă că acest deziderat al lui Bill Gates de a vaccina toată populația planetei, nu numai că se va impune. Va fi cerut de marea masă a prostimii. Prostimea e așa de sperată acum de virus, că cere să fie vaccinat. E, acum două luni ar fi fost mai greu cu vaccinarea universală. Ar fi fost revolte, ar fi fost oameni care să se opună, care să zică că nu respectă drepturile omului, că n-ai tu dreptul să hotărâști ce fac eu cu corpul meu. Cum să-ți permiți tu să mă obligi pe mine să mă vaccinez dacă eu nu vreau? Ați văzut că veneau ăștia de la DigiSoros TV și spuneau, domnule, zice, dar trebuie să vă vaccinați tot, acum două luni, înainte să apară virusul. Trebuie că cel care nu se vaccinează, îl pune în pericol pe cel ce e deștept și se vaccinează. Ce aberație de logică! Ce aberație de logică! Cum adică... Dacă tu nu te vaccinezi, îmi pui mie viața în pericol, eu care m-am vaccinat. Păi dacă tu nu te-ai vaccinat, te îmbolnăvești de coronavirus, dar cum să mi-l dai mie să mă pui pe mine în pericol dacă eu m-am vaccinat? Nu poți să-ți faci rău decât ție. Și atunci cum să mă obligi tu pe mine să mă vaccinez? Pentru ce rațiune? Pentru ce motiv? Sigur că, dar ei n-au găsit un motiv logic să fac acest lucru și atunci am gândat chestia asta, că cine nu se vaccinează pune în pericol pe cel ce se vaccinează, care nu are niciun suport logic, este o aberație logică. Deci au atins și scopul acesta al vaccinării și Bill Gates deja știe toată lumea, este oficial și pe mainstream, știe toată lumea că Bill Gates deja are vaccinul gata făcut, e pregătit omul. Numai că aceleași vaccinuri făcute de aceleași mari firme farmaceutice au lansat și acum vreo 10-15 ani Gardasilul, care era un vaccin care spunea că le scapă pe fete de a face cancer. Ca să se descopere după aia
că acel așa zis vaccin care le scăpa de cancer, de fapt nu făcea decât un lucru. Le sedea cu câteva zeci de procente fertilitatea. Adică să nu mai rămână însărcinat. A naibii treabă. Și atunci stau și vă întreb. Când vezi pe YouTube, pe Bill Gates, enunțând fără nicio jenă acest principiu al răririi populației prin vaccinuri, cum să te dai pe mâna lui să te vaccineze el cu vaccinul lui? Că trebuie să fii nebun. Stai bă, că ăsta tocmai a zis că vrea să ne rărească prin vaccinul. Și eu mă duc acum să mă vaccineze el? Păi dacă el are vaccinul împotriva coronavirusului, care ia uite ce probleme m-ar naște. Ce ticăloșie, nu? Dacă să vezi aceste ticăloșii, trebuie ori să ai mintea destupată, ori să te uiți la unul ca mine să îți destupă mintea. Problema este că nu o să vezi asta la Digi24 TV. Chiar dacă tot ce spun ei acolo la Digi n-are nicio logică, chiar dacă tot ce spun eu e susținut de logic și de bun simț. După aceea, o altă consecință. Un alt punct pe care deja e punct lovit. Ați văzut că deja la toate televiziunile păpușarilor ni se arată pisica, că vezi, Doamne, cel mai periculos pentru sănătate este să umbli cu bani cash, pentru că banii cash sunt purtători de virus. Ei virus. Păi și atunci nu e mai bine să dispară banii cash? Păi dacă dispar banii cash și pentru că deja cardurile sunt perimate și învechite, nu e mai simplu odată cu virusul să-ți bage și un chip frumos aici, îți bagă un chip sub piele, dar e un card, dar e un mini card. Nu mai se pune problema că l-ai uitat acasă, că l-ai pierdut, că ți l-a furat. Te-ai dus la pâine, ți-ai luat pâine, ai pus mâna pe POS și gata, ai plătit factura. Da, dragii mei, dar asta ce înseamnă? Că dacă mai vorbește primul ce nu trebuie pe la Facebook și pe YouTube, se duce să cumpere într-o bună de pâine, îi face piu-piu-piu-piu POS-ul, nu primește. De ce? Vânzătoarea zice, nu știu, domne, dar nu funcționează, nu pot să vă dau pâine, aveți o problemă, mergeți la bancă. Și te duci la bancă. Unde eu sunt primul Laurențiu, ăla cu Facebook-ul, care sunt împotriva stăpânilor. Uitați ce-am pățit, nu mai îmi funcționează cipulețul. Păi zice, stați să cercetăm, să vedem ce se întâmplă, să căutăm. Și trec 3 luni și nu se găsește cauza. Dom'le, banii ați avut în cont. Totul e în regulă, dar nu știu, este o eroare, este un virus informatic. Păi ce faci tu, primul Laurențiu, 3 luni de zi în care nu-ți plătești impozitele, nu poți să-ți cumperi pâine, nu poți să plătești curentul, nu poți să cumperi benzină, nu poți nimic. Ce faci? Ești terminat. Dacă ai fi avut niște bani cash, dacă ai fi avut 10.000 de euro pus deoparte, supernă, zici, ai nicio problemă, mă duc și plătesc cu cash-ul. Dar așa ce faci? Păi o să-ți mai ardă ție să vorbești pe Facebook împotriva stăpânilor? O să mai ai tu curajul să chemi românii la revoluție? O să mai ai tu curajul, primul, să spui oamenilor să nu se vaccineze? Păi nu o să mai ai. Păi vedeți? Vedeți cum se rezolvă toate problemele? Cu virusul ăsta toate se rezolvă. S-a terminat cu firmele private, se termină cu cash-ul, se face vaccinarea obligatorie și automat se reduce fertilitatea femeilor cu 90%, se introduce chip-ul și se închide gura celor ca mine care vorbesc pozitiv, vrute și nevrute, pe care n-ar trebui să le vorbească împotriva noilor ceaucei care ne pun. Sunt Marius Robert Mareșal Stoica, am 45 de ani, sunt în America de peste 30 de ani de zile, chiar am făcut ieri 30 de ani, plecat cu părinții de copil, aveam 15 ani și am locuit în statele Ohio și Washington DC. De meserie am fost polițist, sunt în retragere acum, 23 de ani de zile și ofițer în rezervă. Situația în Statele Unite ale Americii, din păcate, în ultimile câteva zile, aproape o săptămână, a început să se înrăutățească. Chiar dacă oamenii sunt foarte conștiinți referitor la ce se întâmplă,
Și noi, ca și Europa, am fost atacați de acest dinamic invizibil. Și până când oamenii au realizat care e treaba, acest virus s-a mișcat destul de puternic în comunitățile americane. La ora actuală, 205.000, peste 205.000 de cazuri confirmate cu coronavirus și avem peste 4.500 de morți. Și este în creștere. Din păcate, președintele Trump a ieșit la televizor, la emisiunea Fox TV, aici la noi, și pur și simplu a zis că următoarele două, trei săptămâni de zile o să fie foarte dureros ce se va întâmpla în comunitatea americană. Acum, restricțiile care au fost puse în ultima săptămână de zile jumate, două săptămâni de zile, este faptul că s-a închis pur și simplu stadioanele, s-a închis tot felul de, s-au închis restaurantele, s-au închis băncile. Deci nu poți să mai intri înăuntru în bancă ca să poți să-ți faci situația, trebuie numai din afară să, în mașină, la bancomat, să-ți rezolvi problema. Deci toate locurile care avea de-a face cu foarte multă lume, fiind la locul de față, asta s-a restricționat. Da? În același timp, America, precum știți și dumneavoastră, America a oprit toate zborurile către Europa. Până în ultimul timp nu se putea zbura decât prin Anglia, dar și asta s-a restricționat. Și acum, simplu, suntem închiși și peste tot pe autostrăzi, peste tot unde este public, se lasă mesaje în scris, spunând oamenilor ca să stea acasă, spunând oamenilor ca să respecte social distancing, o iau în engleză, social distancing, adică să nu mai fii împreună prea multă lume, adică să fii la distanță social deocamdată, să nu te afli cu prea multă lume. Da, încercăm ca să oprim acest virus prin a se răspândi prea, prea rapid. Da? Și în același timp, uitați, acum săptămâna asta, America a pus la dispoziție nave de, care au fost nave de război și care au fost nave ships, nave de apă. Da? În fine, le-a făcut cu 1000 de paturi, cu 20 de camere de operare pe fiecare navă și a plasat acele și președintele Trump a plasat o navă de aia pe fiecare, lângă fiecare oraș mare în jurul Americii, în jurul continentului american, pentru a ajuta forțele de forțele medicale, exact, deoarece acum ce se întâmplă? Atât de multă lume se duce în spitale cu simptome de coronavirus, cei care sunt testați și sunt testați pozitiv rămân în spitale și cei care sunt care nu au coronavirus, dar au alte situații, sunt trimiși pe aceste nave, unde totul este în carantină încă mai puternică și totul este mai în siguranță. Nu știu data exactă, dar știu că copiii mei nu mai merg la școală de vreo 2 săptămâni jumate, 3 săptămâni și atunci s-au închis școlile și facultățile și totul, da. Ce au mai rămas deschis este benzinările, care foarte rar oamenii se duc, majoritatea plătesc la pompă, înțelegeți, și nu trebuie să ducă înăuntru. Au mai rămas deschis magazinele, lumea trebuie să se aprovizioneze și mall-urile sunt închise. Și cam așa. Ce vreau să sugerez oamenilor care se uită la acest video, vă rog din suflet, mergeți și cumpărați lumânări multe, cumpărați-vă conserve foarte multe, cumpărați-vă apă foarte multă și aveți grijă de voi și de familiile voastre, stați acasă. Noi nu suntem în carantină totală, deci noi nu suntem închiși în casă. Deocamdată s-a închis doar ce ți-am spus mai dinainte. Dar săptămâna asta, cred că săptămâna asta sau săptămâna care vine, cred că va fi o carantină cum este în America, în Europa.
Vreau să salut în primul rând telespectatorii dumneavoastră și mă bucur că există o televiziune care funcționează în acest fel, o consider foarte utilă. Mă numesc Călin Mărincuș, locuiesc în Cluj-Napoca de 21 de ani. De profesie sunt antreprenor și totodată călătoresc foarte des în Franța, o țara mea de suflet, de care mă consider aparținător într-un fel sau altul. Adică vizitez Franța cel puțin de 4-5 ori pe an, având acolo niște afaceri. Restricțiile impuse în Franța sunt similare cu cele din România, astea din România fiind copiate din Franța. Și acolo bătrânii sunt rugați să iasă între anumite ore când au și prioritate la cumpărături. Deplasările sunt bile de voie. La supermarket oamenii stau la distanță. Este o disciplină, hai să spunem, de pandemie, dar consider că toate restricțiile luate și acolo și aici sunt inutile și nu fac altceva decât să aducă de servicii calității vieții. Masca, propriu-zis, nu te ajută cu absolut nimic să nu te infectezi. Măștile sunt pentru medici exclusiv. Ei le folosesc pentru că îl ajută pe medic să nu aibă, știu eu, contact mecanic până la urmă cu bucăți din pacient. Un chirurg este normal să aibă mască, un medic stomatolog este normal să aibă mască, însă tu în mașină care conduci singur nu este nevoie să ai mască. Era mult mai util să lase românii măștile pentru medici care chiar au nevoie de ele. În Franța nu a fost o criză a măștilor, din câte am înțeles. În România, da, în România facem o criză din absolut orice. Și nu s-a demonstrat că cineva care nu a purtat mască nu s-a infectat. Sunt medici care au explicat că un virus poate să intre prin găurile de la mască fără probleme și, făcând așa o paranteză, să râdem puțin, singura opreliște pentru un virus adevărat este un prezervativ. Așadar, poate le dăm niște idei unora și să lase măștile pentru medici. Armata este prezentă în Franța de mult, cam de când au făcut infuzia asta maximă de islamiști. Dacă cobori pe aeroport în Beauvais, de exemplu, te întâmpină 3 soldați cu mitralierele la ei. Armata este pe stradă ca și suport pentru celelalte forțe de ordine să asigure, știu eu, o respectare cât de cât a normelor implementate și, bineînțeles, în Franța este riscul de atac terorist mult mai ridicat decât în România și atunci au niște niveluri de alertă mai ridicate. Hai să zicem că de școli am fi temut și copiii să ne protejăm, deși copiii sunt cel mai puțin afectați de răceală, pentru că au un sistem imunitar puternic. Economia să o oprești din cauza unui presupus virus care ucide bătrâni cu un cazier stufos medical, mi se pare o aberație. Așadar, restricțiile nu trebuiau luate absolut deloc, cel puțin în câteva domenii, cel economic fiind unul dintre ele. Adică omul să fie lăsat să meargă la muncă, să producă, să nu stea degeaba. Și o să plătim toate astea, din păcate, absolut toți. Călin Pop, deloc sunt din Târgu Mureș, am 52 de ani. Locuiesc la Londra, sunt rezident în Marea Britanie din 2010. Până în 2010 am locuit în Irlanda 12 ani de zile. Lucrez ca și am lucrat în management, în construcții în management și în paralel din 2014 m-am ocupat și de recrutare. Începând de anul trecut, din februarie, m-am ocupat de recrutare internațională, cu o sucursală deschisă în România, una deschisă aici și o altă sucursală deschisă în Jakarta, în Indonezia, oficial. La ora asta suntem pe lockdown, adică toată lumea este obligată să stea acasă, doar cei care muncesc în sănătate sau în alte domenii care sunt spre ajutorul la tot acest virus, adică în a ajuta bătrânii sau a cei care lucrează în delivery, poliția, armata, astea sunt singurele
categorii de oameni care au voie să meargă la muncă sau care produc, anumite materiale pentru toată pandemia asta, pentru tot ce înseamnă vindecare. În rest, toată lumea este obligată să stea acasă. Ai dreptul să mergi, să ieși afară la cumpărături, dar cumpărăturile esențiale. Magazinele sunt închise, nu sunt deschise decât tot ce ține de alimentație. Chiar ieri am trecut pe lângă un magazin și ne-am uitat pe ceam înăuntru. Era aproape tot ce trebuie înăuntru. Chiar săptămâna trecută sau acum vreo două săptămâni, lumea era disperată că nu era lapte, că nu era lapte. Dar ieri m-am uitat și era foarte mult lapte, adică era laptele pe jdia, deci înseamnă că era lumea stătea la rând. Trebuie, suntem obligați să stăm la 2 metri distanță unii de ceilalți. Dacă este posibil să te oprească poliția pe drum să te întreabă unde mergi, ai voie să te duci la exercițiu. Parcurile mari în Londra s-au închis. Norocul nostru este că stăm aproape de o pădurice aici unde ne putem plimba. Ieri am descoperit că putem să ne plimbăm fără nicio problemă și lumea nu este chiar atât de panicată aici. Dar ce mă surprinde pe mine e că totuși s-a pregătit un spital care poate să acomodeze undeva la 4.000 de oameni. Pe o suprafață de un kilometru și vreo câteva sute de metri lățime. Ceea ce înseamnă că punctul culminant încă nu a ajuns la Londra. Cred că lumea nu este totuși conștientă cât de periculos este acest virus. Noi oarecum ne-am pregătit de acum câteva săptămâni cu ce ține de măști, cu ce ține soluții de spălat pe mână. Nu ne întâlnim cu nimeni, nu ne-am întâlnit cu nimeni, cu prieteni, cu nimeni absolut. Pot să zic că avem săptămâni de când nu ne-am întâlnit cu nimeni, nici nu suntem curioși să ne întâlnim cu cineva pentru că nu știm de unde vin fiecare. Și până când lucrurile nu se vor pune la punct, vom sta departe de tot ce înseamnă civilizație pentru a nu la intra în contact cu ei. Eu cred că nu am nimic, la fel, noi cred că nu avem nimic deocamdată, pentru că nu avem simptome, nu avem absolut nimic, am avut grijă de noi. Și urmărim tot ce înseamnă spălatul mâinilor și tot ce înseamnă dezinfectarea asta, dar nu ne amestecăm cu alți oameni. Clar, stăm deoparte de chestiile astea. Se vede clar că Anglia a fost, cred că nu a fost pregătită, oarecum nu a fost luat în serios. Părerea mea sinceră că de mult ar fi trebuit scoasă armata pe stradă, de mult ar fi trebuit să întâmple alte lucruri mult mai restrictive și mult mai drastice ca să poți să împiedici. O pandemie ca asta nu se poate împiedica. Lumea nu este conștientă până nu dă de greu, până nu dă cu capul de sticlă, nu este conștientă. Și atunci s-ar putea să fie prea târziu, părerea mea sinceră. Numele meu este Cancel Antonin, 53 de ani, din Bacău, rezident de 26 de ani, Italia, Torino, administrator de firmă. Da, deci restricțiile impuse de autorități sunt. Deci, inclusiv toate magazinele sunt închise, mă refer magazinele mici, deschise sunt doar supermarketurile și farmaciile. Deci, inclusiv numai pentru cele necesare, deci au specificat chiar că nu au voie să iasă decât un membru al familiei, unul singur, deci doi în mașină sau... Deci au voie să meargă la cumpărături doar pentru strict necesar. Deci nu există plimbări. Am văzut anumite excepții totuși care sunt probabil pe riscul lor, bineînțeles, că își plimbă câinele. Da, deci restricțiile impuse de autorități sunt următoarele. Nu avem voie să ieșim fără un motiv clar, adică doar la cumpărături, atât, și eventual la farmacii. Magazinele mici, baruri, pizzerii, deci sunt toate închise. Se livrează doar la domiciliu, deci mă refer la pizzerii. Nu avem voie să mergem la cumpărături decât un singur membru al familiei, atât, nu doi sau trei. Este strict interzis plimbarea în parcuri, oraș, fără un anumit motiv, adică ceva serios. Deci doar la muncă se poate merge, bineînțeles cu acea declarație personală care atestă ceea ce vrei să faci, unde vrei să te duci. Da? Sunt și anumite excepții care totuși încalcă niște reguli care impuse de autorități, adică unii își plimbă câinii,
chiar am văzut personal, eu stând la periferie, nu chiar în oraș, deci văd personal, deci sunt persoane care își plimbă câinele, deci fără mască, fără nimic. Deci sunt, deci pur și simplu nu respectă anumite restricții care sunt impuse, practic, și trebuie să le respectăm. Da, cam asta ar fi, deci cu restricțiile. Deci inclusiv când mergem la cumpărături, să menținem acel, deci un metru între persoane și să avem toți măști. Dar totuși vreau să fac o comparație între ceea ce au impus autoritățile române, ceea ce am văzut la televizor, de exemplu, mă refer între conducătorul auto și polițist, nu? Acolo se spune clar că nu trebuie să dai în mâna polițistului, deci act, certificatul de înmatriculare sau decât doar să-i arăți prin geamul, prin parbrizul mașinii sau să dai jos 10 centimetri din a geamului, nu? Dar totuși îmi pun și întrebare respect, altceva, adică vreau să spun, păi dacă totuși prin, se transmite acest virus prin darea talonului, oare banii care îi primim de la supermarketuri, de la magazine, care dăm de la persoană la persoană, nu e același lucru, mă refer? Ar trebui să interzicem inclusiv să nu mai atingem banii, să nu mai atingem absolut nimic, alimentele care totuși multe persoane nu folosesc mănuși. De exemplu, la noi la supermarketul, mă refer în România, nu se folosesc mănuși, de exemplu, în Italia, da. Dar totuși, se bat cap în cap chestiile astea, adică talonul îl arăți din mașină, că se transmite virusul, dar banii care atingem totuși la supermarketurile care sunt deschise, inclusiv în România, atingem acei bani de mai multe ori decât acel talon care totuși trebuie arătat din mașină. Totuși, se bat cap în cap niște chestii care totuși nu le înțeleg. Asta ar însemna să avem mâni. Da, bineînțeles că eu, asta am observat eu personal, chestia asta, chiar m-am uitat pe YouTube și am văzut chestia asta. Deci, un cetățean care conducea mașina a contestat amenda care, practic, legea spunea că n-ai voie să arăți decât din mașină acel talon, nu? Dar totuși ne gândim la cealaltă parte, adică la supermarket mă duc și banul respectiv poate îl dă, eventual îl dă tot domnul polițist sau conducătorul auto care îl atinge, nu? Și mi-l dă mie, eventual. Bagnota e mea de mie, nu? Deci e același lucru. Totuși, nu înțeleg anumite chestii. Sunt restricții la anumite chestii, dar nu se poate face cu banii, totuși. Deci e ceva, pot să spun, ciudat. Am făcut o comparație, mă refer acum, m-am referit la talonul conducătorului auto și banii care îi luăm, totuși, sub altă formă și banii atinși de mai mulți, adică mai mulți posibil care poate să contacteze, adică să iei virusul respectiv, nu? COVID-19, nu? Deci, la talon se ia, nu-l dau, dar la bani se ia, dar îl iau sau îl dau. Deci asta, la asta m-am referit, totuși, care totuși e un lucru care se bat cap în cap. Dar în fine, oricum încercăm să respectăm restricțiile impuse de autorități cât mai mult posibil, adică să nu le încălcăm. Sunt și excepții care nu respectă, vă spun sincer, inclusiv aici în Italia nu le respectă. Dar fiecare își asumă anumite riscuri, în sensul că aici, într-adevăr, umblă poliția pe străzi, văd, dimineață, umblă poliția și oprește mașini, adică, poftim? Nu, n-am văzut, să fiu sincer, n-am văzut armata, am văzut doar la televizor atât, dar poliția locală, de exemplu, umblă și opresc mașini. Și inclusiv persoane care se plimbă, aiurea îi întreabă, unde se duc, ce fac și de ce se duc și unde se duc. Nu să ai la tine acea declarație. Deci toate astea au fost închise acum 3 săptămâni. Deci 3 săptămâni s-a prelungit. Deci pe 25 trebuia să dea drumul, adică să reintrăm în normal. S-a prelungit din nou. Așa se spune că vom sta până după Paști. Vom sta, adică e sigur că vom sta acasă. După care, părerea mea personală, cred că vor prelungi în continuare. Cred eu. Totuși ne va afecta enorm, vă spun sincer, fiindcă aud și discut prin telefon cu mulți alții care italieni, care totuși au baruri, au restaurante, care au stocuri de alimente, care totuși se alterează după un timp. Statul italian, încă ceva, nu știu în România cum este, dar autoritățile au hotărât ca să ajute aceste firme care au societăți să le dea câte 600 de euro, de exemplu. Se completează automat și se acordă acei 600 de euro pentru societăți. E infim, cum să spun așa, adică e nimic față de ce era când funcționa totul bine. Adică, dar acest 600 de euro practic e o bulă de aer, adică e foarte puțin, adică e nimic cum ar veni, dar totuși e ceva, cum se spune. Vor veni și cu alte facilități din câte am înțeles, de exemplu, situația mea, care s-o spun, de exemplu,
leasing-ul care l-aveam, deci până pe 30 septembrie nu mai plătesc nimic, cum ar veni. Curentul, gazul, toate astea nu se plătesc. Nu știu cum este în România, fiindcă totuși eu văd ce e prin mass media, adică ce se spune, dar niciodată nu e sigur ceea ce spune cu tare sau cu tare, că discută și doctorii. Din câte se aude, deocamdată ne-au dat o speranță, cum ar veni, adică ratele care sunt la bănci, de exemplu, leasing-ul care sunt la bănci, așa se spune că se vor pune la coadă sau se vor dilaționa, adică din septembrie, 30 septembrie, cum au specificat ei, se vor dilaționa, adică pe lunile următoare. Bine ar fi, părerea mea, adică să facă o pauză și se pună la cap, la coadă, cum ar veni. Adică ar fi foarte bine. Să sperăm că e bine, oricum e bine într-un fel, adică totuși ne ajută în sensul ăsta, adică dacă nu produci și statul vine peste tine, adică instituțiile să plătești taxe, impozite, e absurd, nu poți să accepți așa ceva, că nu ai de unde, nu ai stocuri, sunt mulți care n-au stocuri, ce fac? Nu? Mă refer la societăți, la persoane, din câte am înțeles chiar astăzi, se va da câte 25 de euro pe zi. Sper că nu a fost o informație falsă, am luat-o din mass media, de pe internet, 25 de euro e, pot să spun, suficient, adică să trăiești, atunci când supraviețuiești. Dar e ok totuși. Eu aș fi fost de părere ca să se aplice imediat în momentul în care s-au auzit în decembrie, de exemplu, în Wuhan, în China, că e acest virus, pur și simplu să închidă frontierele, pur și simplu. Deci controle mai stricte. Adică deja să purtăm măștile care e o carență aici în Italia, ca și în România probabil, deci măștile respective, cu mănuși să umblăm, adică să nu așteptăm să vină taifunul și să ne trezim că nu avem o grotă unde să ne ascundem. Deci ne-a luat pe nepregătite, pur și simplu. Eu ca persoană mă refer că m-a luat pe nepregătite și pe mine. Deci nu sunt Nostradamus sau nu știu cine ca să prevăd peste 500 de ani. Pur și simplu n-am văzut cu... O săptămână în urmă n-am prevăzut așa ceva, că totuși va fi chestia asta. Era absurd. Nu puteam prevedea așa ceva, că într-adevăr vom fi pur și simplu, ne gândeam că vom sta două săptămâni la domiciliu, dar totuși s-a prelungit și n-am prevăzut chestia asta. Ne-a luat prin surprindere pe toți, pur și simplu. Mă refer, persoane fizice, juridice, politicieni, absolut pe toți ne-a luat prin surprindere. Salut! Mă numesc Andrei, am 28 de ani, sunt rezident în Marea Britanie de 7 ani. În momentul de față reprezint Departamentul de Resurse Umane al unei companii de curierat care se numește Fast Dispatch Logistics. Din punct de vedere al autorităților, au impus o restricție de 2 metri, din ce știu eu, deci practic stai la 2 metri de fiecare persoană. S-au închis majoritatea magazinelor, mall-urilor, dar în același timp oamenii sunt cât de cât destul de liberi. Nu am văzut poliție pe stradă, cum am văzut în România, nu am văzut armată. Adică ești liber să te duci unde ai nevoie, ești liber să conduci cu mașina unde ai nevoie. Cumpărăturile se fac normal. Singurul lucru care probabil afectează cea mai multă lume este că s-au închis anumite shopping center-uri, s-au închis anumite magazine și nu se mai fac grupuri de persoane sau nu mai voie să ieși cu prietenii. Dar în rest, practic nimeni nu te controlează, cumva se apelează aici la bunul simț al persoanelor și la înțelegerea lor de a respecta anumite reguli. Aș putea spune că nu sunt excesive, aș putea chiar spune că sunt destul de relaxați. Nu am văzut să fie disperați că lumea iese afară sau... Ba chiar susțin chestia asta, să ieși să-ți faci mișcare, să ieși cu familia să te plimbi, să-ți scoți animalul dacă l-ai la plimbare, cățelul sau ce animal mai are fiecare. Adică nu am văzut restricții atât de grave. Dintr-un punct de vedere aș putea spune că sunt de acord, pentru că nu știm exact prea multe despre COVID-19. Din alt punct de vedere aș putea spune că unele lucruri cred că sunt exagerate, ca și închiderea școlilor, de exemplu, mai ales că aici în Anglia s-au închis școlile doar pentru o parte de populație și încă sunt deschise pentru majoritatea lucrătorilor cheie. Sunt Cristina Rădulescu, am 52 de ani. Din
din țară vin de la Alba Iulia, iar de 9 ani locuiesc în München, Landul Bavaria, Germania. Sunt juristă de meserie, dar aici în Germania lucrez la o firmă de entertainment. Din păcate, Germania a sărit de pragul psihologic de 100.000 de infectați. Azi dimineață am văzut pe internet. A explodat pur și simplu numărul infectărilor în Germania. Germania a luat din data de 23 martie anumite restricții, a impus anumite restricții, din care pot foarte bine să enumără statul. Deci nu mai ai dreptul să ieși din casă decât în momentul în care te duci la muncă, doar pentru muncă și pentru a cumpăra strictul necesar pentru aprovizionare, la poștă sau la medic, dar și aici doar în anumite condiții. Și farmaciile, exact. S-au închis între timp restaurantele, sălile de joc, frizeriile, deci tot școlile și grădinițele în primul rând s-au închis. Acum a fost un pic mai permisiv regula de a ieși din casă, în sensul că aveai dreptul să îți iei partenerul sau copii, să ieși în parc, să te plimbi, să mergi cu bicicleta, să faci jogging. Am înțeles că de ieri s-au ridicat și aceste drepturi. Ai voie doar să mergi să-ți cumperi de mâncare sau la servicii în cazuri urgente la medic. Germania este pe locul 4 în lume în ceea ce privește infecțiile de coronavirus. Consider că trebuiau luate cu mult mai mult timp în urmă, pentru că sunt foarte mulți care respectă aceste reguli. Din păcate, sunt și cei care efectiv ignoră regulile. Merg pe ideea, eu sunt puternic, mie nu mi se poate întâmpla. Chiar dacă nu te simți bolnav, sunt foarte mulți infectați asimptomatici, fără febră, fără tuste, dar sunt purtători de virus. În magazine, de exemplu, vezi multă lume cu mănuși, deci se protejează și au mănuși, dar nu poartă mască. Sper din suflet ca aceste reguli să fie mult mai strict aplicate. La început chiar mă distram, pentru că în fiecare dimineață trecea, eu stau într-o zonă rezidențială de casă, și în fiecare dimineață trecea mașina poliției și prin megafon anunța că este perioadă de pandemie și lumea să stea în casă și să nu iasă decât pentru strictul necesar. A ținut toată, știi cum se zice, orice minute nu ține mai mult de 3 zile. Deci după două dimineți în care am auzit megafonul, n-am mai trecut nici mașină de poliție, n-am mai văzut nici patrulă pe străzi, absolut nimic. Lumea s-a liniștit, oamenii au ieșit din casă, a început în curte și încet, încet pe stradă și încet, încet în parcuri și s-a revenit la viața normală, ceea ce nu mi se pare corect. Deci este o sfidare a regulii. Pentru că și în România este același lucru, toată lumea zice, domnule, mie nu mi se întâmplă, eu mi-am luat măsuri de precauție, purtându unei măști nu este destul, trebuie să te speli foarte bine pe mâini, trebuie să te dezinfectezi când intri în casă, degeaba porți mască dacă tu ai luat pe haină acest virus. În România s-au luat aceste măsuri din timp, problema este că oamenii au sfidat. Iar tu ca și guvern să vii să faci doar o recomandare când ești în stare de urgență, aici mi s-a părut puțin, cum să-i spun, copilăresc. Trebuia foarte bine să iasă din timp, să spună, se impune, nu se recomandă. Nu ai ce să recomanzi când ești în stare de urgență. Ca dovadă că acum la Suceava spitalul este condus de armată. Deci a ajuns până acolo pentru că oamenii efectiv au ignorat regulile. Românii din Germania, din ceea ce știu eu, cunoștințele mele, respectă, le este foarte greu să nu plece acasă, dar preferă să treacă sărbătorile astea și să se vadă cu familiile sănătoși mai târziu. Bună, mă numesc Cristina David.
stau în Anglia, mai exact lângă Londra. Sunt coafeză de meserie. Sunt căsătorită, am o fetiță. Lucrez aici, stau aici de 2 ani, lucrez tot de 2 ani și am un scaun închiriat de unde fac ceea ce știu mai bine. Sunt self-employed, asta înseamnă că lucrez pentru mine, deci nu sunt angajată. Am locuit 29 de ani în Italia, în Verona, mai exact, și decât primii trei ani din viața mea am stat în Arad, unde m-am născut, de fapt. Începe să înțeleagă în Anglia. Adică în Anglia până acum a fost totul la aprecierea ta. Vrei să închizi, închizi. Vrei să stai acasă, stai acasă. Copii, dacă vrei, duci la grădiniță, dar nu se acceptăm dacă tușezi. Ceva de genul. Acum s-au închis activitățile primare, cum ar veni în școală, câteva magazine, grădinițe, da, au fost închise. S-a închis chiar și un spital lângă Londra, încă n-am înțeles de ce. Dar lumea acum începe să înțeleagă gravitatea situației, se autoizolează tot mai mult și nu mai merg în locuri închise. Cum să zic, nu mai merg în locuri închise publice, dar închise. Dar afară, cred că este ok. Adică, eu stau la mare, în Southend, și pe faleză, lumea se plimbă, dar nu se plimbă distanță unul de altul, se plimbă în grupuri și se întâlnesc. Adică, ei zic, ok, suntem la aer, virusul nu se poate atinge din noi. Nu este chiar așa, ar trebui să avem totuși mai multă grijă. La magazin se merge normal, doar că e închis noaptea, asta am înțeles, e închis noaptea. Ziua sunt deschise. La doctor nu poți să mergi decât dacă suni înainte, știi care este problema ta și ei consideră că poți să vii sau nu. Eu am avut nevoie de niște analize să-mi fac și nu am putut să merg acolo să ridic foaia cu prescripția că trebuie să mă duc să-mi fac analize, ci m-au trimis să iei acasă. Deci, în sensul ăsta ei se mobilizează cum știu ei. Însă eu am o părere personală. Aici lumea, da, din păcate mor, din păcate se îmbolnăvesc, dar au o imunitate de fier. Adică ceea ce pentru noi este alarmant, adică o tusă normală la un copil, adică o tusă productivă la un copil, în România se tratează, în Italia se tratează, în Anglia trece, ceva de genul. Cred că de asta ei și-au făcut o autoimunitate de fier și sper că asta să ajute, chiar sper lucrul ăsta, chiar sper să ajute la boala asta, adică chiar sper ca de ei să nu se ripească sau să treacă cu toții cu bine de boala asta, pentru că au chiar o imunitate și cum lasă copiii afară foarte dezbrăcați, nu au foarte mare grijă. La grădiniță nu îi șterg, nu îi lasă murdar, îi lasă să joace prin noroi, prin nisip, nu contează. Deci chiar nu-și fac grijă din primința asta și sper să fie un lucru pozitiv. Asta e părerea mea despre Anglia. Cele alimentare, multe coafoare au închis, de exemplu, coafoarele au închis, restaurante foarte multe au închis, dar nu toate. Și se bazează foarte mult pe delivery, dar cred că asta cam toată lumea. Da. Activitățile comerciale sunt puțin lăsate la aprecierea fiecăruia. În Italia, în schimb, asta vreau să spun că în Italia am toată familia, deci acolo mi-e inima, pentru că acolo mi-e toată familia și crede-mă că urmăresc mai mult știrile din Italia decât aici. Acolo, din păcate, este un popor foarte, foarte bătrân, să zicem așa, și de asta părerea mea este că sunt așa de mult decedați. Însă au mai multă grijă. Știu că nu au voie să intre mai mult, nu știu care număr este, intră cumva pe rând la magazin și când vedeți pe internet cozile alea imense afară din magazin, este pentru că lumea intră pe rând și cum intri în magazin te anunță că nu ai voie să stai două persoane pe aceeași raion de la magazin. Deci trebuie să te
să te depărtezi foarte mult de lumea din magazin. Asta se anunță chiar în magazin în timp ce faci cumpărături și lumea este foarte speriată în Italia, se protejează foarte mult. Aici, în schimb, nu se protejează. Am fost la Lidl acum câteva zile și eram singura cu mască, singura cu mânuși și toată lumea se speria de mine și eram super, super fericită că chiar nu o să prind lumea. Adică aici încă este foarte, cum îți iei masca? Adică fac un pic mișto de tine că te protejezi. Eu, în schimb, văzând toată evoluția asta în Italia, am decis să mă protejez. Ei nu se protejează aici, nu o să vezi în magazin cu mască sau pe metrou cu mască. Eu merg și la facultate, aici în Anglia, și n-am mai mers din punct de vedere de transport, adică acolo pe metrou e foarte mare înghesuială și n-ai cum să te ferești. Nimeni nu poartă mască, nimeni nu poartă mânuși, nimeni nu se ferește când strănută, când tușește, e peste egal. În schimb, în Italia am văzut și am văzut chiar și mi-a spus prietena mea cea mai bună din Italia că dacă tu cumva te nimerești în același raion de pasta cu altcineva, efectiv te ocolești, așa face un ocol foarte mare sau suferește să nu cumva să treacă foarte aproape de tine. Aici nu am nicio problemă. Deci asta este diferența între astea două țări. În Italia au luat-o foarte în serios, aici au luat-o puțin mai lejer și poate prea. Dar, cum ziceam, probabil că sistemul imunitar o să îi ajute în sensul ăsta. Mă numesc Morariu Darius, am 28 de ani, momentan reședința mea se află în Austria. Nu știu pentru cât timp o să mai fie așa, pentru că tot timpul am fost cam călător. Am locuit și 12 ani în Spania, iar acum de 4 ani mă aflu în Austria. De profesie sunt medic, de 4 ani, de când am ajuns aici în Austria, și cam atâta despre mine. Păi, măsurile-s cam la fel peste tot. Statul acasă, ieșitul doar când este nevoie. Ce mi se pare diferit toată de Italia și Spania este că aici încă avem voie să ieșim în parc, să alergăm, să mergem cu bicicleta, păstrând distanța. Numele meu e Dumitru Ferchiu, sunt rezident în Londra de aproximativ 8 ani de zile. Business-ul meu cu Anglia a început acum vreo 12 ani, când am început să fac transport de colete și persoane. Am 37 de ani. Ca și activități, am făcut transport de persoane și colete, România-Anglia, transport intern în Anglia, vânzări de alimente românești, vinuri, având singura cramă de vinuri românești în Anglia, adică aducem vinuri organice românești, avem o gamă largă de peste 200 de feluri de vinuri. Încercăm să promovăm vinurile calitativ, adică mai mult promovăm calitatea, nu cantitatea. Adică dacă vrea cineva un vin autentic, organic, românesc sau ceva, suntem singura opțiune în momentul ăsta din Anglia. Păi ca și restricții, primele restricții au fost închiderile de școli, la școli. A fost o idee foarte bună, pentru că când mergeam după copii, eram cu ziarul la părinți, copiii la fel, a fost chiar cu întârziere luată decizia asta, zic eu. Ca și idee, stau mai mulți copii acasă cu părinții și facem activități împreună, ieșim împreună, ne este permis să ieșim în apropierea casei, cum s-ar zice, și în parcurile apropiate, dar să menținem distanța față de ceilalți. Iar consider că e ok. Asta ar trebui să întâmple și în mod normal. Nu, ca și activitate, au fost închise restaurantele. Nu mă afectează pentru că nu prea frecventam. Magazinele au rămas cele alimentare și cele care sunt de maxim nevoie. E ok. Adică, în general, viața se desfășoară, în punctul meu de vedere, cât uși de cât ok. Adică cei care oricum nu merg la muncă
petrec mai mult timp cu familia și presupun că ar fi mai ok să nu iasă în zone aglomerate. Iar la fel e bine și pentru ceilalți. Adică presupun că faptul că ne ferim de coronavirus, presupun că o să fie mai mult supraviețuitor, că nu o să mai fie accidente și alte daune, cum să zice. Adică se compensează una cu alta. Ca și în punctul meu de vedere, mi-am făcut alte activități, am fost cam la fel de ocupat, cum să zice. La mine nu m-a afectat în mod deosebit. Având în vedere că fac și livrări, lucrând în zona livrărilor, m-am mișcat pe străzi. Am auzit prieteni care au avut probleme, au oprit poliția și le-au dat avertisment din cauza că nu aveau un motiv anume să fie în zona respectivă. Dar din punctul meu de vedere, adică personal nu m-a afectat, pentru că ăsta mi-era jobul și dacă cumva eram oprit de poliție, avem justificare de ce merg și unde merg. În rest, familia mea a stat acasă și au desfășurat acțiuni împreună. Au făcut câteva schimburi de experiență cu profesorii în privat, tot așa pe internet. Adică, na, învață, adică să ne adaptăm, cum s-ar zice, atât timp cât nu durează foarte mult, e ok. Dar restul, adică nu ne simțim, cum s-au de la televizor sau în România, oameni bătuți pe stradă, că de ce au ieșit, sau... Adică consider că s-a lăsat la atitudinea fiecăruia. Dacă ești tâmpit și vrei să stai bot în bot cu mai mulți, e riscul tău. Dacă vrei să respecti, respecti. Și consider că chestia asta mai relaxantă n-a dus la stres prea mare pentru populație. Și atunci, având în vedere că s-au anunțat și măsuri de compensare economică pentru populație, pentru că dacă stau acasă sau își închid business-urile, consider că trebuie să folosim timpul ăsta pentru noi și pentru familie și să poate ne informăm mai bine. Nu mă refer la faptul despre coronavirus. Ne informăm ca și persoană, nu știu, citim ceva sau ne uităm la un film mai documentar, ceva care să ne ajute în perioada de după această carantină. Știi? Ce măsuri s-au luat în Anglia, sunt perfect de acord. Adică nu a fost ceva să fie prea exagerat. Adică cred că mai mult s-au făcut panică de către populații decât efectiv au fost măsurile luate. Bună seara, mă numesc Ivan Ciprian, am 40 de ani, sunt din Mangalia, județul Constanța. Acum sunt rezident de un an de zile în Olanda, lucrez ca lăcătuș cu tuținave, fitter, mai nou în zilele noastre. Da, momentan autoritățile au lăsat puțin la atitudinea cetățenilor, au închis școlile, facultățile. În rest, totul este ca înainte. În anumite locații în care sunt foarte multe, sunt mai multe cazuri de corona, au lăsat la atitudinea companiilor să închidă sau să lasă deschis activitatea. În rest, în afară de locațiile în care se strâng mai mult de 50 de persoane, totul este deschis, lumea este liberă să iasă din casă cum vrea, pentru orice alte activitate, poate să iasă să bea o cafea dacă are unde, dacă găsești o cafenea deschisă sau își cumpere o cafenea de la Carrefour și trece pe pajit și o bea, plimbări cu familia, călărie, plimbări cu bicicleta, absolut orice. Asta tot că lumea a devenit un pic mai susceptibilă și a început să țină distanța, conform anunțului făcut de guvern aici, să se învățeze o distanță de minim 1,5 metri între persoane în toate locațiile. În afară de faptul ăsta că se feresc un pic când te apropii prea mult de ei, în rest totul este ok. Locul de muncă, în afară de cei care au ales să muncească de acasă, bineînțeles cei cărora le permite jobul să muncească de acasă, mă refer la, în general, cei care lucrează la birouri, cei care lucrează în IT, probabil, au ales să muncească de acasă, sunt plătiți și nicio problemă, restul 75% muncesc fără nicio problemă. Se deplasează în mașini. Anumite companii au luat decizia să nu să intre mai mult de două persoane în mașină pe incinta întreprinderii, să se poarte măști la locul de muncă, shield-uri, face shield-uri, să nu se muncească mai mult de două persoane într-o echipă, dar restul totul este ca și cum nimic s-ar fi întâmplat.
în weekend familiile este la plimbare, pe plajă, în parcuri, prietenii și fac grătarul în spatele casei sau în curtea casei unde au. Totul este cât de cât normal, să spun așa. Și în general, din câte am vorbit cu colegii mei de muncă, în general aici și în sistemul medical se pune mare, cum să spun eu, se spune punct pe chestia asta cu imunitate. De exemplu, dacă duci la spital cu o durere super mare de spate, îți dă un alcocalmin sau un paracetamol. Nu îți dă altceva cum se dă la noi, îți dă cu tine și ce fel de analgezice și de pastile astea super puternice. Și probabil asta încearcă să facă, să imunizeze populația, în special tinerii. Pentru că bătrânii astea au 70 de ani, rezistă bine, nu rezistă, asta e, ca și la orice ală normală. Nu poți să spui că un bătrân rezistă mai bine ca un tânăr sau... E ceva normal și cred că ei pun mare preț pe chestia asta, o imunitate mai puternică pe viitor. Aici nu găsești antibiotice în farmacii, nu găsești analgezice puternice în farmacii, ți-am spus, în afară de paracetamol, ibuprofen, alcocalmin și imodium, altceva nu găsești. Vrei să ai vreo problemă mai periculoasă și mai acută și mai așa, trebuie să vei consulti un doctor, acela îți va da o rețetă. Pe baza rețetei îți iei medicamente, dacă nu există aici să-ți iei augmentin sau, eu știu, arfoxia. Dar nu mai are antibiotici, ci zi, analgeții și painkillerurile astea mai puternice, așa, nu le iei așa cum vrei tu. Am și eu niște probleme de sănătate cu genunchi și mai reumatism și alte nebuni. Astea n-am putut să-mi iau o pastilă de reumatism, că trebuie să fac un control medical, că nu-mi dă nimeni. Mi-a dat un fel de ibuprofen. Și bănuiesc că, datorită și chestii astea, e pun preț pe imunitatea asta naturală, să-și facă populația imunitate, autoimunitate, cum să spune, să zic așa, știi? Nu știu dacă e ok sau nu, dar mulți doctori spun că este ok. Bine, încep în așa, sunt Tatiana Știrbu, născută în Iași, dar trăiesc în Italia Nord, mai exact în Friuli Venezia Giulia, care regiune, aproape de Veneția. Ar fi provincia di Pordenone, mai exact. De 17 ani aici, am făcut multe, multe munci. În ultima am rămas de vreo 4 ani, m-am pus în propriu. În propriu, adică am deschis un salon de frumusețe. Ok, ca să pot răspunde bine la întrebare, pot pleca de la acel decret care l-a semnat premierul, da, de aici, din Italia, l-a semnat în 31 ianuarie, când făcea referire la stare de urgență pentru 6 luni, anunțată de OMS. Deci OMS a anunțat deja în ianuarie că e pandemie și că starea de urgență durează 6 luni. Odată ce semnezi în ianuarie un document care îl publici în gazeta oficială a comunicațiilor, nu? Tu trebuia să închizi din momentul ăla, pentru că stare de urgență înseamnă stare de urgență, da? De pandemie. Nu știu de ce au așteptat 2 luni să închidă tot. Au început cu școlile prin februarie, pe la sfârșit, și au terminat cu absolut tot, cu mici excepții care imediat ți le spun, la 11 martie. Ok? În 11 martie au închis barul, restaurante, pizzerii, magazine, dar nu de alimente atenție, magazine, saloane, estetiste și așa mai departe, ca mine, în cazul meu, pe martie. Absolut tot au lăsat deschis transportul, farmaciile, magazinele alimentare, centrele comerciale sunt închise pentru alte magazine cu haine și parfumuri și ce-o mai fi, au rămas doar, cum se cheamă, doar pentru alimente, da? Alimente, farmacie, transport, un pic
câteva fabrici importante care produc prima necesitate. Deci, ca tare, este închis cam tot în Italia, ok? Ca mă întrebai de restricții impuse. Au schimbat până acum 4 modele de autodeclarații. Deci, pe modele sunt foarte as, da? Le schimbau fiecare zi. Ei întâi ne-au închis în casă, după care ne-au spus ce ajutoare ne dau pentru a ne sprijini. Și nici acum nu sunt clar. Ok? Mie sau cei ca mine le dau 600 de euro o dată doar, după aceea au schimbat plata, dar acum nu se mai știe, cu care nici măcar chiria nu mi-o plătesc. Dar, în sfârșit, nu sunt toate clare, decrete nu sunt clare, ok? Ceea ce e clar de spus este că sunt restricțiile acum. Acum nu poți să ieși decât la muncă, pentru cine mai lucrează, să-ți faci cumpărăturile și în acel caz trebuie să păstrezi mai mult de un metru, nu chiar un metru exact, ok? Trebuie să-ți pui măscuță, ok? Ochelari, mai bine, pentru că așa este specificat și mănuși. Deci oamenii stau afară, afară magazinului, la rând, cu un metru de distanță, cu măscuțe și cu mănuși. Altfel nu intri să-ți faci piața. Nu intri. Pentru cei care mai lucrează au aceleași măsuri de siguranță, care mai lucrează în sfârșit. Cam astea sunt restricțiile. Pe rând, cu nesiguranță, parcă le era frică, nu? Să închidă, pentru că economia Italiei, să știe, în Italia este un buget, bugetul public este foarte la pământ, este la pământ, asta, aveam un lapsus, da? Deci, ca economie, cam la pământ Italia și din pricina asta, îi era și frică să închidă extrem de repede, dat fiind faptul că statul de urgență pentru 6 luni, până la sfârșitul iunie, ok? Dacă închideau în ianuarie, ăsta e punctul meu de vedere, dacă închideau în ianuarie, până în iunie, ne duceam de tot, deja suntem pe muchii, ok? Ia ca de aici toate problemele, că e vina UE, că nu ne-au ajutat, că de ce nu ne ajută și toate manipulările pe televizor, sunt că e vina UE, ok? Că nu ne ajută, da? Și asta o văd în fiecare zi, manipulare eliminată cu seamă. Pentru numărul morților mă țin aici, nu fac comentarii. Ok, dar implicit, pentru că oricum totalul de morți de care vorbește în fiecare jumătate de oră, oră și zi, logic, jurnaliștii parcă nu văd ora să mai scoată un mort, ceea ce este penibil, e un total, deci nu se știe, au spus clar că nu este clar, bine separat dacă acele decese au fost toate pentru sau din cauza coronavirus sau și pentru alte cauze, pentru că oamenii mor și pentru alte motive, mereu au murit, da? În fiecare zi. Deci logic, acum fiind închis tot și ești atent non-stop la televizor, auzi doar morți, e normal că sunt mulți, sunt toți concentrați, nu? E și clar că faci impresie, mai e și normal, pentru că tu îi vezi numai pe, numai ale știri sunt, da? Morți. E normal că chiar dacă ei sunt mulți, da? Dar cu cât îl repeți, cu cât se pare ca și cum nu mai murim oameni, înțelegi? Se pare și mai mult. Îți bag o frică în tine că ai impresia că pentru mine este foarte exagerată mass media. Foarte exagerată. Deci e o chestie care știu că este. Pandemia există, să fie clar. Ok? Este și am discutat. Dar s-o repeți până... Nu știu, am impresia că sunt pe vremea lui Ceaușescu, știi? Când erai doar pe televizorul alb-negru și în fiecare zi spunea aceleași chestii. Că la un moment dat începeai să te obișnuiești și crezi la un moment dat, da? Nu știu, depinde acum cât de tare ești tu ca, și cât de sănătos liber arbitru ai.
Oricum mor, oricum toți care sunt morți și mor în fiecare zi, ok? Nu, acum, dar logic, nu? Nu e că acum nu mai moare oamenii, nu mai mor oamenii, doar nu mai mor numai acele persoane care săraci au avut deja patologii cronice și așa mai departe, ok? E logic că se mai moare și din alte motive, ok? Dar totalul pe care l-auzi la televizor, nu e că ei au separat. 10 sunt, exemplu absurd, 10 sunt pentru infarct. 10 sunt ce? Nu e că nu fac asta, ok? Nu ne explică, dar ei au și spus, au recunoscut că nu știm încă dacă toți morții sunt pentru COVID, ok? Au și spus-o. Se va ști pe sfârșitul de anului, când ISTAT, ar fi Institutul de Statistică, va spune totalul de și va separa bine decesele. Dar deocamdată mor de COVID, mor de infarct, mor de diabet, mor și pentru că s-a întâmplat o greșeală în spital. De ce nu recunosc? Asta se întâmplă mereu, nu se întâmplă doar astăzi, da? Deci sunt mai multe tipologii de decese, însă nu sunt separate, explicate pe căpătâie, nu? Să spun așa mai moldovenește, nu sunt. Deci nu o să știm exact morții pentru COVID sau din cauză sau pentru că s-a accelerat, până nu se face o statistică clară, oficială, clară, rată, la sfârșitul anului, cred. Dar până atunci, trebuie să încercăm să antrenăm liberul arbitru al nostru personal și să ne ducem să ne informăm, să facem comparații cu anii trecuți, să ne ducem pe regiuni, trebuie un pic să nu, asta pentru a te ajuta să nu iei razna, să stai un pic mai liniștit, pentru că tu cu cât o iei razna mai rău și intri în isteria asta, ieși după perioada de carantină că te duci în psihiatrie. Deci ca tare ai nevoie să te informezi foarte bine și să nu intri în criză, în panică. Eu asta fac în perioada asta, ok? Și de aici și diferența sau ce am văzut și ce am cunoscut printr-o diferență de decese de anul trecut, în 2019, pe total, ok, a anului și cu perioada de acum, cât sunt în fiecare zi și fiecare lună, pe 12 luni îmi dă o altă valoare. Deci îmi pun întrebări, pentru că de-aia am creier. Dacă nu, nu? Cam asta-i. Salut! Sunt Florin Bucătaru, sunt din Buzău, locuiesc în Norwich, în Anglia, de 4 ani și în momentul de față lucrez ca asistent medical într-un care home privat aici în oraș. Acum autoritățile au limitat ieșitul afară drastic și au închis multe pub-uri. Evenimentele au fost anulate toate. Meciurile de fotbal, lumea nu mai poate ieși, doar unde se poate ieși este la magazin pentru hrană și acolo sunt anumite restricții, oamenii intră separat, intră unul, iese celălalt și au distanță de, trebuie să păstreze distanța de 2 metri cu strictețe și da. Mijloacele de transport, nu prea, eu nu circul cu mijlocul de transport, dar am văzut că circulă, oamenii încă mai circulă pentru tot așa mersul la lucru sau mersul la magazin. Am pe cineva care lucrează ca taxi, ca șofer de taxi și a fost afectat drastic pentru că oamenii nu mai circulă și... Da. Noi în care home-ul meu am reguli de igienă și astea trebuie păstrate cu strictețe, indiferent de COVID-19 sau nu. Dar, da,
aceste restricții și spun că aceste restricții sunt chiar necesare în momentul acesta de pandemie. Oamenii nu, unii dintre ei chiar nu înțeleg că este chiar atât de grav și uite, am venit pe data de 26 martie din România și am fost surprins într-un mod, să zic, un pic neplăcut pentru că autoritățile nu erau acolo, nimeni nu ne-a întrebat absolut nimic, noi puteam să venim de oriunde, din altă parte și chiar nicio restricție, adică în privința asta chiar au căzut așa în jos în privința mea, dar da, nimeni nu ne-a întrebat, nu ne-a luat nicio declarație sau să ne ia temperatura sau ceva. Chiar nu ne-am întâlnit cu situația asta, dar nu se știe cum. Am venit din România, din București, am zburat de pe București, în Luton și, da, oamenii, avioanele au fost goale, foarte puțini oameni, sub jumătate din toate locurile. Bună ziua, mă numesc Mariana Teșcureanu, sunt din Republica Moldova. Acum, la moment, sunt în Valencia, Spania, rezidentă de 2 ani și 8-9 luni. Sunt menajeră. Deci, restricțiile sunt ca și în toată Spania. Deci, nu putem să ieșim afară decât o dată în săptămână sau în genere, dar numai în situații de urgență, dacă ai nevoie de ceva. Poți să pleci doar numai la marketurile Martin, Mercadona, Consum, la farmacie și atât. Se permite numai, dacă în exclusivitate, se permite numai cu câinile afară la primul acesta, numai o dată sau de două ori pe zi, dar foarte restrict, în jurul casei, nu mai mult. Zona de plimbare câinilor și a oamenilor până la magazin este de 1 kilometru aproape de casă, nu mai departe. Și deci totul este închis, nu mai lucrează nimic, nicio cafenea, nu mai lucrează, deci exact, școlile, totul este închis. Nu avem unde să ieșim, să ne plimbăm, în primul rând, pentru că nici nu se poate. Într-al doilea rând, și oamenii sunt conștienți pentru că este pentru sănătatea lor, de asta acasă, în casă, nu mai ieși nicăieri. Deci, umblă poliția pe străzi și oamenii care nu țin cont de aceste restricții sunt amendați de la 100 până la 3000 de euro. Depinde de ce au încălcat și ce caută pe stradă. Deci, parcurile pentru copii sunt închise. Zonele distractive pentru copii, pentru maturi, cum am spus și mai înainte, cafenele, sunt toate închise. Și putem să ieșim numai la market pentru strictul necesar sau la farmacie. Pe stradă, oamenii merg la o distanță la un metru, un metru jumătate unul de altul, chiar și același rând la market este respectat. Oamenii sunt toți cu mască și cu mănuși, pentru că este imposibil ca să nu te protejezi. Știm foarte bine cum se... Deci suntem informați cum această boală vine pe ce cale vine și de asta noi încercăm să respectăm oricare distanță unul de altul și să avem aceste protecții minime pentru noi. În afară de asta, cumpărăm foarte multe dezinfectante pentru a face ordine în casă, pe scări și ținem cont de igiena mâinilor și a corpului, pentru că când vii de afară este numai decât este ca să dezinfectezi mâinile, ca să nu aduci acest virus în casă. Deci ca o metodă de distractivă, cred, și ca un respect pentru medicii care atâta fac pentru această comunitate și nu numai pentru întreaga Spanie, noi toți, ne ținând cont de etnie, de unde suntem, ieșim la fereastră și batem din palme ca semn de respect pentru oamenii, pentru medicii, poliția, care încearcă și respectă acest carantin
carantină care este aici în Valencia. Deci noi suntem respectăm această regulă și ieșim și batem din palme la orele 8 pentru a-i mulțumi pentru ceea ce fac. Mă numesc Bazarcă Mihai, am 31 de ani, am locuit 5 ani în Marea Britanie, am lucrat ca fiber engineer. Acum locuiesc de un an de zile, locuiesc în Amsterdam, Olanda, și sunt electrician. Restricții mari deocamdată nu sunt. Sunt restricții, cum cred că sunt și în alte țări, cu distanța între oameni în magazine. Se păstrează distanța între 1,5 metri, se desinfectează cărucioarele, orice iei. Ești obligat să iei un cărucior când intri în magazin, pentru că dacă nu e cărucior, nu intri. La fel, sunt restricții și pe autostrăzi, de la 130 s-a restricționat la 100. Dacă ai depășit de 100, deja poți face poză și îți vine amenda acasă. Restricții la fel, mai sunt și în șantiere. S-au închis foarte multe șantiere deocamdată. Cum de și altfel se închide mâine și șantierul meu, unde putezi. Sunt restricții și aici, dar nu sunt, cum să mai exprim eu, nu sunt așa de abrupte cum sunt în România. Nu abrupte, nu sunt așa de aspre. Deci ai voie să ieși din casă, poți să te duci să alergi, poți să te duci la magazin lejer, nu porți mască. În schimb, în unele magazine, am uitat să spun chestia asta, în unele magazine te obligă să-ți iei mănuși pe mâini și să-ți dai cu un dezinfectant. În rest, totul este ok. Se circulă, ce nu pot eu seara să văd pe undeva, până la vreo 2 și ceva, 3, aproape când mă trezesc eu să plec la muncă, nici când conduc nu prea pot să fac poze sau să filmez. Trec foarte multe tiruri cu ambarcațiuni militare. Și mă refer, tancuri, amfibii, tunuri, e ceva cu semn de întrebare chestia asta. Aici lângă mine am și autostrada, am și tren, linii ferate. Și trec și pe feroviare, trec și pe autostradă. Dacă o să apuc să filmez vreodată sau să fac poze, o să-ți trimit cu cea mai mare plăcere. Dar chestiile astea, știi, te întreabă așa. De ce s-a ajuns la armată? De ce? Ce facem? Începem să ne omorăm între noi? Ce vă spun la televizor că o să urmeze, că sunt deocamdată 5.000 și ceva sau 6.000. Statul olandez zice în felul următor, ieșiți afară, adică el dă liber, dar vezi lumea e panicată și se ferește foarte mult. Deși sunt magazine care sunt închise și sunt deschise, pentru unele deschid doar pentru bătrâni, alții doar pentru tot poporul. Deși aici la mine în firmă sunt, am înțeles ieri că sunt, au fost sau sunt, deocamdată sunt 3 care sunt infectați cu acest virus. Dar în fiecare zi mă protejez. Nu mă dau cu clor pe față cum fac alții, dar mă dezinfectez foarte bine. În această seară v-am prezentat episodul numărul 3 cu câteva interviuri pe care colegul nostru Claudiu le-a luat diferitor români și moldoveni care locuiesc în diferite țări din diaspora, urmând ca în episoadele viitoare să difuzăm și alte interviuri interesante pe aceeași temă, coronavirus. Aceasta a fost a 3-a ediție a emisiunii Viața Românilor din Diaspora, prin care dorim ca împreună cu comunitățile de români și moldoveni din întreaga diasporă să dezvoltăm diferite teme de discuții de interes comun, să dezvoltăm împreună proiecte utile și benefice pentru diaspora și să formăm în timp o legătură mai strânsă între noi, prin intermediul acestei televiziuni online a românilor și moldovenilor de pretutindeni. Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu subiectul coronavirus sau să ne relatați o întâmplare din viața dumneavoastră și să vă luăm interviuri pentru a face cazul public, nu trebuie decât să ne contactați pe pagina Diaspora Online TV sau pe numărul de WhatsApp afișat pe ecran.
Părerea dumneavoastră pentru noi contează, indiferent de statutul dumneavoastră social, de vârstă, de meserie, de studii și indiferent de țara sau orașul în care locuiți. Iar acesta este și motivul principal pentru care acest proiect a fost conceput și sperăm ca împreună cu dumneavoastră să-l putem dezvolta în viitor cât mai mult. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube, dați like la pagina noastră de Facebook, Diaspora Online TV, ca să fiți la zi cu toate emisiunile pe care vi le vom prezenta în viitor. În încheiere, nu rămâne decât să vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și să vă urăm tradiționalul multă sănătate și aveți grijă de dumneavoastră. Vă dorim o seară bună și să ne vedem în curând într-un nou episod.